Presa a avut o evoluție îndelungată înainte să ajungă ceea ce este în zilele noastre. Până la apariția tiparului, informația era transmisă prin viu grai, însă comunicarea a suferit un impact major în momentul apariției tiparului. Ziarele au constituit un mijloc ideal de informare publică, iar prin dezvoltarea sistemului educațional s-a format opinia publică. Succesul de care se va bucura presa scrisă va determina o dezvoltare și o diversificare a acesteia. Apar reviste, publicații specializate pe domenii precum politică, economie, cultură, iar jurnaliștii sunt supuși unor exigențe mai mari din partea publicului dezvoltator de presă scrisă. Dorința de informare și, în definitiv, de culturalizare este o nevoie firească a omului prin care individul se formează ca cetățean. Dezvoltarea tehnologiei a determinat și apariția televiziunii care, bucurându-se de un mare succes, a început să diversifice asemenea prese scrise, începând bătălia dintre nou și vechi, dintre clasic și inovator, iar judecătorii sunt cititorii și privitorii. Presa are în principal rolul de formator de opinie, ea generează reacțiile cititorilor cu privire la informațiile prezentate. După cum știm, presa este împărțită pe câteva categorii: presa scrisă, care este alcătuită din ziare și reviste, și presa vorbită, care este alcătuită de radio, televiziune și presa transmisă prin mijloace electronice. O evoluție semnificativă în domeniul jurnalismului o constituie apariția internetului. Creșterea ratei publicării online și dezvoltarea rapidă a site-urilor au generat o reacție pozitivă din partea cititorilor și de aici creșterea popularității acestui mijloc de informare. Fiind ușor de realizat și nu foarte costisitoare, în mediul online presa a devenit extrem de accesată, mai ales în ultimii ani. Avantajele sunt multiple, de la motive economice, presa online este de cel mai multe ori gratuită, la posibilitatea de a beneficia de o arhivă de știri, reportaje, comunicate de presă, materiale audio și statistici care nu se pot introduce într-un ziar. Cât despre jurnalist, acesta poate scrie numeroase articole fără limită de caractere și mai ales de presa de timp, căci site-urile sunt ușor și rapid actualizat. Jurnaliștii îmbină elementele de presă scrisă cu cele reprezentative presie online, iar rezultatul este cât se poate de interesant. Cititorii sunt din ce în ce mai atrași de presa online pentru că este ieftină și în același timp mult mai rapid de accesat. Din comoditate, oamenii doresc să se mențină informați prin intermediul radioului, al televiziunii și al presei online. Presa scrisă are și ea, pe lângă importanța deosebită, și un aer aparte. Mai ales pentru nostalgici, cititul unui ziar nu se poate compara niciodată cu știrile vizualizate pe o tabletă. Iar structura știrilor este mult mai riguroasă și mai bine formulată, pentru că presa scrisă a rămas mult mai devotată principiilor care au consacrat-o. Este trist să vedem la o dezbatere televizată personalități publice certându-se în loc să vorbească calm și cu argumente pertinente, iar non-valorile promovate în acest mediu îi fac pe tinerii fără o educație puternică să vadă realitatea distorsionată, pe când rolul televiziunii a trebuit să fie cu totul altul. Presa este considerată pe bună dreptate a patra putere în stat. Nu puține sunt cazurile în care acțiuni mediatice au schimbat decizii la nivel politic înalt sau atras atenția asupra unor neconcordanțe între lege și diverse acțiuni ale politicienilor. Funcționarea corectă a presei trebuie însă să aibă loc în condiții de independență, fără presiuni politice. Articolul 30 din Constituția României garantează libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public. Într-un stat democratic, presa trebuie să fie liberă. Orice condiționare de natură politică îi poate anula eficiența și din aceea jurnaliștii trebuie să fie imparțiali și echidistanți. Nu putem vorbi însă de o obiectivitate absolută, căci jurnaliștii sunt oameni care fără voia lor pot fi subiectivi în funcție de tema tratată și de influența pe care evenimentele prezentate o asupra acestora.